Candidatul la alegerile europarlamentare pe lista Partidului Mișcarea Populară, Simona Vladica, a participat pe data de 15 mai în calitate de speaker la cea de-a 74-a reuniune a punctelor naționale de contact pentru rețeaua judiciară europeană și cea de-a 13-a reuniune a autorităților centrale desemnate în aplicarea regulamentului Bruxelles-Ilbis. Eveniment organizat la București cu ocazia deținerii de către România a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. În calitate de psiholog și mediator autorizat, Dr. Simona Vlădica a abordat un subiect extrem de important pentru domeniul juridic: influența psihologului în procedura audierii minorilor, medierea ca modalitate de reducere a riscului instalării alienării parentale. Sunt onorată că am avut ocazia să particip la această conferință. În urma cer despre alienarea parentală pe care le-am realizat începând cu anul 2014, am ajuns la concluzia că toți copiii își iubesc părinții, însă nu toți părinții își iubesc copiii. Micuții merită să fie fericiți, să fie protejați, a spus Simona Vladica, care a făcut parte dintr-o echipă de prezentare alcătuită din judecător și psiholog mediator.